Într-adevăr, de fiecare dată când mă aflu aici în raionul Ungheni, în municipiul Ungheni, pentru mine este o onoare. Mulți cunosc că soția mea este de aici, din Ungheni, rudele, avem multe rude aici. Dar astăzi noi ne-am întâlnit aici în Ungheni pentru a discuta ceea ce se întâmplă noi în țară. Orice ce se întâmplă la noi în țară, o simt fiecare cetățean, indiferent de unde este locul lui de trai. Fie la Brăceni, fie la Ungheni, fie la Ștefan Vodă sau la Caușeni sau la Cahul, situația este una pentru toți. Avem o situație dezastruoasă în toate sferele de activitate a oamenilor zi de zi. Vedeți guvernarea aceasta care a venit un an de zile în urmă, care a venit și i-a amăgit în primul rând pe oameni, își bate joc de o țară întreagă. Și astăzi, la finele anului 2022, ei, nu știu, au întrecut toată măsura, au trecut-o. În domeniul medicinii își bat joc de medici, vor să lichideze spitalele raionale. În domeniul administrației publice, primării, consilii raionale și așa mai departe, ei vor să lichideze consiliile raionale. Ei au venit cu un mesaj foarte puternic de luptă cu corupția. Iată, noi suntem aici în Ungheni, peste drum este Palatul Justiției, vreau să vă spun că noi am degradat totalmente la acest capitol. Eu pot foarte multe să vă spun despre ce se întâmplă noi în justiție, dar dumneavoastră, pe parcursul ultimei luni de zile, ați văzut și probabil toți ați citit acele discuții pe Telegram pe care le au guvernanții noștri. Cui se deschide dosare penale, pe cine s-au închide, cum s-au dea jos pe procurorul general, unde să numească procurorii săi pe raioane, cum, spun unii, la liceu s-a decis cum să fie numit procurorul șef anticorupție și multe, multe, multe alte lucruri. Astăzi ei au întrecut toate măsurile, ați văzut ce s-a întâmplat alaltă ieri când prin decizia Comisiei Situații Excepționale, așa pur și simplu, da, au luat și au închis, au retras licențele la 6 televiziuni. Televiziuni de opoziție a actualei guvernări. Ba mai mult ca atât, ei vor să instituie o, nu cenzură, nu dictatură, dar un simplu fascism. Atunci când vor să adopte o lege, o lege a Magnitsky, la noi Republică, unde să fie pedepsiți nu numai cei care străinii care intră sub sancțiuni internaționale, dar și cetățenii noștri. De parcă noi nu avem codul penal. Ei au legislații, codul penal și ei nu pot să-l folosească, nu pot să dovedească sau nu vor să dovedească că unul sau altul a comis infracțiuni și într-adevăr pentru infracțiunile respective să stăi omul la pușcărie. Dar au inventat o lege a Magnitsky. Unii pur și simplu te radiază din viața de zi cu zi, să-ți spun diferite stigulețe. Știți cum oamenii care, vânătorii, da, îi cunosc, când merge vânătoarea la lup, da, pun diferite flagulețe special pentru lupi. Iată, ei așa vor să procedeze și cetățenii Republicii Moldova. Acei care le sunt lor incomoți, acei care mai deschid gura, acei care protestează împotriva lor și împotriva legilor care ei le comit. Și tot lucrul ăsta se face sub steagul, sub paravanul așa numitii integrări europene. Eu, de una zi, când am auzit o noutate în Uniunea Europeană, cum la vicepreședintele Parlamentului European din casă scoteau cu cimadanele, da? Altfel nu pot spune, cu valizele, sute de mii de euro, marea corupție, eu ședeam și mă gândeam, zic, dar unde noi am ajuns și unde pe noi încearcă băieții ăștia să ne ducă.
vorbind despre faptul că, uite, acolo e mult mai bine, acolo este justiție, acolo este tot. Și stau și mă gândesc, oare aceste persoane o să aibă curaj ca corupționerii din Uniunea Europeană să le includă în lista Magnitsky din Republica Moldova? Acei care sunt certați cu legea acolo, o să fie persoane indizerabile aici la noi, Republica Moldova? Nu! Nu! Asta este răspunsul. De ce? Deoarece acești oameni pe dânsii îi susțin. Și susțin toate fără de legile care se întâmplă sau care ei le generează aici la noi în țară. Din chis raioane o să le închidem, din chis spitale o să le închidem, pentru că numărul medicilor la noi din Republica Moldova, la 10.000 de locuitori, să fie egal sau mai mic decât numărul medicilor care este astăzi în Uniunea Europeană. Școlile le-au închis. În vara aceasta noi am văzut că au închis mai multe instituții de învățământ superior pentru ca puțin câte puțin să ne dobidocească și astfel să le fie mai ușor să conducă această țară. Numai ei, prin politicile lor, uită un simplu dezderat. Că dacă ei o să continuă mai departe, ei nu o să aibă cu cine să conducă aici în țară. Ultima perioadă, foarte des, merg prin raioane, am fost săptămâna trecută și aici, în Ungheni, în Călăraș, în mai multe raioane din centrul țării. Sincer, vreau să vă spun, dacă noi vorbeam înainte că țara se depopulează, foarte mulți pleacă pe hotare, eu vreau să vă spun că încă 2-3 ani în urmă situația era cu mult mai bună decât în ziua de azi. Că astăzi, prin faptul că ei au dus o politică de sărăcire totală a populației, la noi vâjă-i vântul, cum astăzi vâjă-i vântul aici, în centrul Ungheniului. Și chiar acei care nu au posibilitate sau să mai trăiască aici în țară, fug de acea sărăcie, fug în alt părți, pentru ca să supraviețuiască. Părerea mea că noi, ceea ce a spus și domnul Mitriuc, trebuie să fim mult mai uniți, stimați colegi. Noi nu trebuie să ne temem și să ripostăm la cele acțiuni pe care le face guvernarea de astăzi. Не так страшен чорт, как его малюет, уважаемые друзья. Noi trebuie să găsim acel curaj în noi pentru a spune că ajunge. Ajunge să furați, ajunge să vă bate joc de oameni, ajunge deoarece nu mai vrem și nu mai putem în așa hal să trăim cum nouă această guvernare încearcă să ne facă. Și pentru toate eșecurile pe care ei le au, noi astăzi plătim. Fiecare din noi plătește din buzunarul propriu. Numai că ei se dau la o parte și spun că nu, astea nu sunt greșelile noastre. Pentru tot este vinovat și încep. Putin, războiul, nu știu cine, numai nu ei. A ajuns la ceea că deja o țară întreagă se amuză, da, pe seama cum guvernează președintele nostru Maia Sandu. După tururi prin Europa, prin lume, prin Asia, prin nu știu unde, prin Statele Unite, deja oamenii spun că Maia Sandu a ajuns în Republica Moldova pentru 2 zile, da, în vizită în Republica Moldova. Uitați-vă la ce am ajuns noi. Eu cred că noi trebuie să facem o concluzie. În primul rând, trebuie să luăm inima în dinți și să spunem un ferm nu acestei guvernări și să-i spunem demisia guvernului Gavriliță. Demisia! 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 Și nu doar acestui guvern, dar și cel care conduce acest guvern fiind la cârmă țării. Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu!
Jos Maia Sandu! Și acestui președinte, care ne-a dus țara la dictatură, să-i spunem că noi nu vrem această dictatură! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos, dictatura!